Puțină lume a asistat azi noapte la procesiunea mutării Iraclei cu Sfintele Moaște, înapoi în Catedrala Mitropolitană, însă pe durata celor 6 zile de pelerinaj, mii de credincioși din toată țara au participat la sărbătoarea de la Iași. În unele zile, perioada de așteptare la rând a fost și de 12 ore, dar oamenii au îndurat frigul, ploaia și oboseala pentru bucuria de a se închina Sfintei Cuvioase Parascheva. N-am simțit oboseala, deși de la ora 6 defilăm prin culoară făcut pentru a ajunge la Racla Moaște. Este primul an în care veniți? De mulți ani. Ați ajuns în sfârșit la Racla. Da, mi-a ajutat. Pentru ce v-ați rugat? Pentru sănătatea mea și sporul. Sunt bolnavă. Am încercat aseară să vin și era tocmai la stâlpul 47 și era prea mult pentru mine. Era prea greu să stai. Și acum am venit aseară să-și mă ajută Dumnezeu și am stat. În acest an au fost aduse la Iași și moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, ale Sfântului Ioan Gură de Aur și un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Cei mai mulți dintre pelerini din Iași și din țara noastră și din străinătate chiar au venit cu răbdare în armați, chiar dacă au fost și zile mai ploioase, mai mult frig, dar au avut răbdarea până la sfârșit, să stea, să se închine cu credință și sigur, cred că Dumnezeu și Sfânta Cuvioasă Parascheva nu va rămâne dator cuiva. Credincioșii se pot ruga oricând la moaștele Cuvioasei Parascheva care sunt depuse în Catedrala Mitropolitană din Iași.